De luni, 11 septembrie, elevii revin în bănci. Calendarul noului an școlar rămâne organizat pe module și sunt anunțate schimbări majore. În acest an școlar, elevii vor avea parte de 5 module și tot atâtea vacanțe. Anul școlar 2023-2024 va începe pe data de 11 septembrie și se va termina pe 22 iunie. Și anul acesta va fi împărțit în 5 module, între care elevii vor avea 5 vacanțe. O modificare față de anul trecut se poate observa la programul Școala Altfel, dar și la Săptămâna Verde. Spre deosebire de anul școlar precedent, cele două se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023. 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Cele două programe se planifică în module diferite. Potrivit noului calendar pentru anul școlar 2023-2024, vacanța care era stabilită la începutul lunii aprilie a dispărut, iar elevii vor beneficia de o vacanță mai lungă în perioada sărbătorii pascale.